timp pentru prima partidă a acestei etape a 12-a din Superliga. Ne aflăm pe complexul sportiv din Craiova. Este un meci interesant, un meci echilibrat. Ne așteptăm la un ritm bun. Previzibile atacurile ambelor echipe, parcă lente posesiile. Să-l urmărim pe Van Durman în ax pentru Basa! În sfârșit un șut periculos. Minutul 14, prima încercare pe poartă. Negru. Bună intenția, Chițu așteaptă, protejează Chițu, gol! Ce bijuterie! Minutul 27, FCU Craiova, Hermannstadt, se face 1-0. Spuneam înainte acestei partide despre faptul că Aurelian Chițu a cam lipsit din această postură de marcator. Iată, Aurelian Chițu face diferența. Probleme, apărarea sibienilor nu ia notă de trecere la această acțiune. O bijuterie de gol. Reluare de mare rafinament din zona punctului cu VAR. FCU Craiova Hermannstadt 1-0. O reușită cu care rupe seria de 5 meciuri fără gol. Și un gol de atacant. Protejează cu spatele la poartă. Dă din prima. Mingea se duce la semi-înălțime. Căbuz foarte mirat de faptul că apărătorii săi îl lasă pe Chițu să aibă prima atingere, apoi să dea la poartă. Vine replica trupei gazdă, excelent, este faul, avantaj lăsat pe acțiunea ofensivă, Chițu, și este ratare monumentală. Chițu având oportunitatea să facă diferența. Ar fi avut nevoie FCU Craiova de sprijinul publicului, așa este un meci parcă amical. Gabi Iancu, recuperare în treime adversă, Iancu! Gol Hermannstadt! Și ce reușită pentru Gabi Iancu! Recuperează mingea, acțiune individuală, finalizare cu piciorul de bază cu stângul la semi-înălțime. Un gol la fel de frumos precum cel al lui Chițu din prima repriză. Două goluri marcate de doi jucători produși de Gheorghe Hagi, doi jucători de picior stâng, doi jucători interesanți pentru nivelul Superligii, care, iată, fac diferența în meciul din această seară. Da, Gabi Iancu intră în această repriză secundă, în startul ei, și ridiculizează această apărare a Craiovei de carton. O defensivă slabă, la fel cum a fost și cea a sibienilor, la reușita de 1-0. Aceasta este realitatea. Foarte ușor reușește Gabi Iancu, fără să minimalizăm din procedeul reușit de atacantul celor de la Hermannstadt. Extraordinar plasată balonul, nicio șansă pentru Ionuț Gurău. Meciul este relansat. Butean pare în zonă, șutul lui Butean! Wow! Nu mă așteptam să încerce și nu mă așteptam să se ducă atât de periculos, șutul lui Mihai Butean. Excelent! Excelent! Dacă mingea ar fi prins spațiul porții, am fi avut golul de 2-1. Da, nu mai avea nicio șansă. Ionuț Gurău n-ar mai fi avut nicio șansă. A lovit bine acel balon. Ușor. Teus. Repede în zona centrală. Acțiunea arată bine. Ibrahim. Al doilea dribbling Ibrahim. Și este intervenția lui Căbuz. Poate primi gol dacă nu va fi atentă în defensivă. Iată-o pe Hermannstadt. Aproape de 2-1. Execuție senzațională. Gabi Iancu. El atinge ultima dată balonul. Se descurcă bine Radu Negru. La fel de bine a făcut-o și Ionuț Gurău. O salvează pe Craiova. Și cu lui Ruben Fonseca. Cred că Fonseca a fost, da, într-adevăr. Mi s-a părut că a fost Gabi Iancu, dar nu, este Fonseca.